Mai mulți domni născuți de la Spitalul de Urgență din Petroșani au fost botezați în regim de urgență. Este vorba de micuții care se nasc cu probleme de sănătate. În decursul celor 18 ani de când sunt aici, am avut multe cazuri când am făcut botezul de urgență, botezul de necesitate sau botezul unor copii care erau, cum să spune, abandonați de familie aici în spital și mai ales, dar cel mai mult s-a întâmplat la copilașii care aveau probleme severe de sănătate și trebuiau duși în altă parte și ca să nu se întâmple altceva nedorit, familia m-a solicitat să-i botezăm de urgență, de necesitate. Acum, în perioada postului, nu. Înainte, vremuri, acum nu am avut astfel de cazuri. Dacă un copil moare nebotezat, nu poate fi înmormântat cu preot, ci fără nicio rânduială creștinească, într-un colț aparte al cimitirului.